Vorbim mai întâi despre incidentul șocant din Timiș. Un tată și fiul său de 3 ani au văzut moartea cu ochii. Era în mașină când grinzile de lemn transportate de o camionetă din fața lor s-au desprins și au trecut prin parbriz. Cresteaua n-ar fi fost bine ancorată, iar la viraj a alunecat de pe platformă. Băiețelul a fost rănit grav și a ajuns la spital. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Întâmplarea desprinsă parcă din filmele de groază a avut loc în Moșnița Nouă din Timiș. Un tată de 27 de ani și fiul său de 3 ani mergeau prin localitate cu mașina. În fața lor circula o auto utilitară încărcată cu grinzi de lemn. La un moment dat, șoferul care transporta cheresteaua a ieșit de pe șoseaua principală și a virat la dreapta. În timpul manevrei, grinzile, care nu ar fi fost ancorate cum trebuie, s-au desprins și au ajuns pe stradă. Câteva dintre ele s-au înfipt în mașina din spate. Impactul a fost teribil. Cheresteaua a spart parbrizul, a trecut de locul șoferului și a ieșit prin geamul din spate dreapta. Mașina este distrusă complet. Încărcătura a picat de lemn și eu am intrat în ei. Bine că probabil s-or feri, că dacă nu se fereau, intrau în ei. A vrut să ia breaza la dreapta să meargă acolo și să o poți în spatele lor. Atunci s-a rupt kinga. La volan se afla un bărbat care a scăpat fără nicio zgârietură, deși o grindă a străpuns parbrizul, a lovit tetiera, iar apoi a ieșit pe geamul din spate. Pe banchetă se afla băiețelul său de 3 ani, care a fost grav rănit. Băiețelul, care era fixat în scaunul său special, a fost atins de bucățile uriașe de lemn. Grinzile l-au lovit puternic la cap, așa că a ajuns de urgență la spital. Copilul era un pic lovit la cap. Putea să moară. Starea la sosire a fost extrem de gravă, are un traumatism foarte cu lezarea osului frontal și cu o fractură cominutivă. Sperăm, repet, într-o evoluție favorabilă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și urmează să stabilească dacă șoferul camionetei este vinovat de rănirea copilului.